Am început să fac sport de la vârsta de 14 ani. Fac handbal. Este un sport foarte frumos. Am fost văzut în curtea școlii de către antrenorul meu, care astăzi nu mai este printre noi, care a plăcut foarte mult energia pe care eu o emanam jucând fotbal cu băieții și m-a întrebat dacă îmi doresc foarte mult să pot să fac acest sport handbal. Și am zis că nu vreau, că nu-mi place. Dar a venit la părinții mei, m-a cerut de la ei și din momentul în care părinții mei mi-au dat verdictul că pot să merg, am început să practic acest sport. Bine, consider că Dumnezeu deja de dinainte știa toate lucrurile. Consider că era nevoie de mine în această meserie ca să poată să-și ducă el lucrarea mai departe. 3 minute și 2 goluri avans, avem atacul! În tot timpul ăsta am avut și parte de încercări de tot felul. În sensul că am avut reușite, am avut nereușite, am avut victorii, am avut înfrângeri, dar tot timpul trebuia să ne ridicăm și să plecăm mai departe. Într-o zi eram la mine acasă, mă pregăteam să merg la antrenament și ascultam radio. Am dat pe radio Unison. Este un post creștin unde cu adevărat am ascultat cântări, predică, mărturii de oameni care s-au întors la Dumnezeu. Nu înțelegeam atunci despre ce e vorba, dar simțeam o cercetare interioară și am zis, vreau și eu să văd despre ce e vorba. Am ascultat într-adevăr locul unde avea să se întâlnească biserica și am zis, am hotărât să merg și eu în locul acel. Dar la un moment dat, când am mers și am început programul, cu adevărat am simțit prezența lui Dumnezeu în viața mea, cu adevărat am simțit că este locul meu și am mers în față și pot să vă spun că în momentul acela m-am văzut la crucea lui Hristos, l-am văzut pe el răstignit pe cruce și asta m-a cercetat foarte mult. Am început să plâng, am început să îi spun tot oful meu, am început să-mi cer iertare pentru tot ceea ce am făcut. Am lăsat totul acolo. Am simțit după ce m-am ridicat că povara mea a fost luată de pe umeri. Am simțit pace, am simțit liniște și de momentul acela am simțit că Dumnezeu este prezent cu mine. Apoi l-am rugat să mă ajute să pot să prind un contract bun, pentru că la echipa aici, la Zalău, timp de 10 ani, 11 ani, am tot muncit, dar m-am ales cu nimic și am zis, Doamne, vreau să merg într-un loc unde să fiu plătită ca atare după munca pe care o prestez. Și cu adevărat Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a ajutat să merg la Râmnicu Vâlcea, la Ochim Râmnicu Vâlcea, o echipă destul de puternică și chiar am simțit că a fost o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Obișnuiam înainte de antrenament să ne adunăm toate într-un cerc și puneam toate mâinile acolo și eu spuneam o mică rugăciune. Ziceam, Doamne, fii cu noi în această zi, păzește-ne, ocrotește și ajută-ne să ieșim sănătoase. Și la sfârșit ziceam, Doamne, îți mulțumim că ai fost cu noi, ne-ai păzit, ne-ai ocrotește și am ieșit sănătoase. Și era de ajuns. La meci la fel. Înainte de meci tot timpul mă rugam și aveam, să zic așa, tabieturile mele, în sensul că eu îmi puneam căștile, ascultam cântări, mă rugam lui Dumnezeu, citeam din cuvântul Domnului și am văzut mâna lui Dumnezeu la locul de multe ori. În momentul în care, în 2010, că o perioadă am stagnat, n-am mai fost la Națională, dar în 2010 am găduit Dumnezeu să ajung din nou la Națională. A fost un an în care Dumnezeu a fost convins că eu nu voi tăcea, că voi mărturisi cuvântului, că îl voi mărturisi pe Domnul. Am ajuns în Danemarca, acolo s-a ținut campionatul european din 2010 și, din păcate, colega mea, Paula Ungurean, s-a accidentat. Eu consider că a fost mâna lui Dumnezeu, că numai așa putea să-și proslăvească numele, ca eu să ajung să fiu principală. Dumnezeu și-a pus copilul lui în lucru, să zic așa. După ce s-a accidentat, aveam două meciuri foarte importante. Dacă noi câștigam acele meciuri, ne calificam mai departe în 1-4, ceea ce era foarte important pentru noi. Ne-am răzbunat, doamnelor și domnilor, cu cea mai frumoasă victorie împotriva unui public care ne-a fost ostil. Nimeni nu s-aștepta ca noi să câștigăm împotriva lui Danemarca, o țară puternică și din punct de vedere handbalistic și din punct de vedere ca și bani. Atât de mult m-am bucurat, deci vă spun sincer, am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru, că după ce s-a terminat meciul, s-a terminat 16-15 pentru noi. Cel mai bun om al meciului, Talida Tolnai. Vă spun sincer, finalul a fost în felul următor. Eu am căzut în genunchi, am ridicat mâine spre cer și am zis, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu noi și că ai dat biruință. Îți mulțumesc că ți-ai făcut prezența ta posibilă în locul acesta. Erau peste 20.000 de spectatori și vreau să vă spun că chiar antrenorul lor, danez, a provocat-o pe una dintre fetele lui să vină să-mi dea în față, să mă scoată din poartă, din joc, că vedea că nu mai poate să-mi dea gol și nu știa antrenorul că eu sunt și mai bărbătoasă, după ce iau o minge în față, sunt mai puternică, devin mai puternică și mai orgolioasă, să apă și mai bine. Cu adevărat Dumnezeu m-a întărit și am reușit să-mi duc datoria până la capăt și vă spun sincer, au venit toate colegele pe mine și a zis, Toto, tu ne-ai salvat, nu eu, Dumnezeu.
zic Dumnezeu. Și a zis, cu adevărat, zice, Dumnezeul tău, zice, ne-a ajutat astăzi, cu adevărat, Domnul a fost cu tine. Și am zis, nu, Domnul a fost cu noi. Zic, vedeți ce înseamnă să ne rugăm și să credem în toată inima. Zic, Dumnezeu dă biruință. Și chiar a fost un moment minunat.